Cum pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local din 26 ianuarie există un proiect de hotărâre care are în vedere majorarea prețului la gunoiul menajer, care de la 1 februarie va trebui transportat la groapa ecologică de la Girov, cei 6 socialdemocrați membri în Consiliul Local vor vota împotrivă. Argumentele lor țin de calcule pur politice și ușor populiste ce vizează refuzul de a încărca factura populației. Privitor la al doilea subiect, au fost nenumărate discuții în ultimile săptămâni privitor la necesitatea unei creșteri a prețului la gunoi, creștere dată de necesitatea transportării gunoiului, adică acoperirii costului transportării gunoiului la groapa de la Girov, ținând cont de situația actuală din oraș. În urma unei analize foarte aprofundate, făcute la nivelul conducerii partidului la nivel județean, s-a stabilit că deocamdată, ținând cont de faptul că am avut o perioadă destul de grea de iarnă, care duce implicit la creșterea cheltuielilor în familie. Ținând cont de faptul că, așa cum am promis în campania electorală din iarnă, la începutul anului acesta nu vom fi de acord cu niciun fel de măriri de taxe, impozite sau altceva de genul ăsta, ci doar cu ceea ce înseamnă măsuri privitoare la măririle de salarii promise și la alte facilități care să aducă un spor de venit în buzunarul cetățeanului. Cei 6 consilieri PSD vor avea dispoziții clare să nu voteze majoritatea prețului la gunoiul menajer în plină iarnă, când factura romașcanilor este și așa încărcată. S-a hotărât ca la nivelul Consiliului Local Roman, prin cei 6 consilieri ai noștri, să nu fim de acord cu această majorare a prețului la gunoi. În acest moment, din acest motiv, vom avea o ședință cu consilierii noștri, care vor fi nevoiți și obligați să respecte decizia partidului la nivel de județean și totodată obligați să respecte decizia la nivel național și promisiunea făcută către cetățeni în campania din iarnă. O mare nedumerire a jurnaliștilor a constituit-o faptul că proiectul de majorare a costului la gunoi are ca inițiatori 2 consilieri PSD, Ilie Boloca și Constantin Holban. Președintele PSD a dat asigurări că în cazul în care este reală această propunere, va trebui ca cei 2 consilieri să-și retragă proiectul. Inițial am avut o discuție preliminară. Apariția domnului Holban ca și inițiator nu a fost nici cu aprobarea organizației de la Roman, nici cu aprobarea dânsului, chiar ca și persoană. A fost puțin forțat. În urma discuției avute în biroul de la organizației de la Roman, am spus că e posibil, în urma analizii făcute la nivelul județului, să acceptăm, dacă lucrurile stau atât de grav, să acceptăm această creștere. În urma discuțiilor și analizei făcute la nivelul județului, cu conducerea organizației județene, s-a ajuns la concluzia că nu e oportun ca în acest moment să susținem o creștere a prețului la gunoi. Președintele PSD Roman, senatorul Dan Manoliu, a dat asigurări asupra faptului că social-democrata Iulia Havric va vota împotriva majorării, respectând disciplina de partid, chiar dacă interesele sale profesionale ca director financiar al operatorului de salubritate ar impune ca aceasta să voteze majorarea solicitată de edil. Cert este faptul că gestul social-democraților este unul simbolic, din cauza faptului că este vorba de un proiect la care este nevoie de majoritate simplă. Este clar că în condițiile în care le-a fost refuzat postul de viceprimar, social-democrații vor să-și arate un pic mușchi din populism pentru a demonstra romașcanilor că țin la buzunarul acestora. Conform prevederilor articolului 46 din legea 215 a administrației publice locale, un proiect de hotărâre referitor la majorarea unei noi taxe are nevoie de majoritate simplă, pe care PNL o are prin cei 15 consilieri. Rămâne de văzut cum vor vota liberalii, care nici ei nu au interesul ca în această perioadă să-și erodeze imaginea. Totul se joacă politic. Paguba s-ar putea să fie a operatorului de salubritate, care va trebui să suporte cheltuielile de transport ale gunoiului de la asociații la stația de transfer de la Cordun și de acolo, după sortare, la groapa ecologică de la Girov.